cu privire la informațiile postate pe o rețea de socializare, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin a dispus efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă acestea se confirmă la finalizarea verificărilor, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun în acest caz. Bună ziua! Aș vrea să vă spun că mi s-a întâmplat un eveniment neplăcut în data de 23 a 2 2024. La ora 6:55 m-am trezit cu niște lovituri foarte puternice în ușă, în ușa de la apartament, țipăte, deschide poliția. M-am trezit, am deschis ușa, au intrat forțat, peste mine mi s-a rupt ușa de la intrarea de la apartament, au intrat prin camere, peste tot în tot apartamentul, mi-au rupt ușile de la dulap. Mi-au zis că am mandat de arestare plus mandat de percheziție, m-au pus jos pe burtă, mi-au pus pistolul la cap, pușca la cap, poliția, bineînțeles. Mi-a speriat copilul foarte tare, copil de 3 ani jumătate, vârstă de 3 ani și jumătate. M-a speriat și pe mine, m-a panicat. Au intrat, au stat cu mine. Apoi, după câteva minute, 5-10 minute, au venit șef, nu știu cine o fi fost, au venit și mi-au zis că au greșit adresa, că își cere scuze că au greșit adresa. Și apoi au plecat, după ce mi-au distrus tot. Au plecat, mi-a panicat copilul de 3 ani și jumătate, și pe mine. Au plecat și au plecat la locația la care trebuia și la care au avut mandat de arestare. Pentru evenimentul care mi s-a întâmplat în data de 23.02.2024, vreau ca să mi se cumpere totul nou ce mi-au distrus. Vreau să fie trași la răspundere și vreau ca să mi se acorde despăgubiri, pentru că mi-au terorizat copilul, care eu trebuie să mă duc cu el la un doctor siolog, deci îmi doarme non-stop, tremură, copilaj de 3 ani și jumătate, atât și pe mine m-au terorizat și mă doare venele după cap și cred că pe baza tensiunii. Și vreau să mi se cumpere totul nou și vreau să fie trași la răspundere și vreau despăgubiri pentru ce au făcut.